UTA a trecut de FCU Craiova cu scorul de 3-2 și este la un singur meci distanță de calificarea în play-off pentru prima dată în istoria sa. Este un vis al oricărui suporter arădean, dar este un vis în care UTA depinde de rezultatele contracandidatelor. 3 puncte, meci greu. Cred că Craiova a jucat cel mai bun meci al lor din ultimele etape. I-am analizat, i-am urmărit. Echipă bună, echipă solidă, da? Cu jucători cu calitate. Mă bucur că am reușit să-i blocăm. Ei, practic, au avut 2 șuturi pe poartă, 2 goluri, eficacitate maximă. Și iar încă o dată, paranteza asta, da? Regret că luăm goluri din faze fixe. Da, faze fixe, nu avem voie, am fost surprinși, adică în partea stângă, la golul 2, mai multă atenție, pentru că când dai de o echipă care au jucători cu calitate, nu iartă. A fost și meciul trecut cu Rapid și meciul acesta. Adică au fost greșelile noastre, plus un fault care nu trebuia făcut la mijlocul terenului. Și am ajuns în situația în care să avem emoții. Eu cred că nu trebuia, pentru că la 2-1, Mico a avut o ocazie clară pe minge pusă înapoi de Kevin și s-a grăbit puțin și a dat cu dreptul, a dat la corner, că n-am văzut poarta.